Salutare, prieteni! Astăzi e Vinerea Mare, fraților. Am ieșit puțin la plimbare. Și așteptăm cu drag sărbătorile pascale, în care toată lumea trebuie să fim mai buni, fraților. Să lăsăm răutatea din noi, să fim mai buni nu doar de Paște, tot timpul, toată perioada. Mai avem puțin și ajungem în centru orașului. Am ajuns în centru, centrul orașului Iancă. Da, mă, de la minim eu am fost după două săptămâni, am fost după două săptămâni și după aia m-am dus la gata, de m-am înghețată, a fost. De unde? Vrei să ți-ai înghețată? Hai să ți-ai înghețată, dacă vrei. Să mănânci înghețată. A? Da, mă, da, păi sărbătoare mare, băi. Păi, sărbătoare mare. Nu așa. Ia uitați și pe prichindel. Piața Prieteniei. Și am oprit aici să luăm o înghețată. Ne-am luat o înghețată de asta de cacao. Dar-i bună, mă. Mamă, dar-i rece. E gheață. Da, dar eu am probleme cu... Fac roșu în gât. Ne. Hai, stăm pe o canapea până mâncăm înghețata asta. Nu. Pa, hai la altă, hai pe altă acolo. Au scos trandafirii și... Cred că pune alte flori. Acolo pe partea cealaltă casa de cultură. Canapea. 5 lei ne-a costat, fraților, o îngheațată. Am dat 10 lei pe amândouă. E un preț mai mult decât ok față de alte părți. Ia uitați ce avion frumos avem în Iancă. MiG 766. Ne? Ne-au băgat și autobuz în oraș, transport public. Ia uitați. Mergem să bem o cafea. A venit și cafeluța. Fraților, nu uitați să vă abonați la acest canal, să ne dați și un like și un coment, că pe noi asta ne ajută foarte mult să creștem în comunitate. Iar noi pentru asta vă suntem recunoscători și vă mulțumim frumos. Vă apreciem că vă rupeți din timpul vostru să ne dați un like, să vă abonați. E total gratuit, nu vă costă nimic.
Am intrat un pic prin Pepco. Să ne mai uităm să vedem ce au mai băgat ăștia pe aici. Nevastă mea cu Pepco, în fapt. Am ieșit din Pepco, nu i-a plăcut nimic. Mergem la un alt magazin să se uite de tricouri. Aici e casa de cultură. Intrăm aici puțin să vadă ce găsește aici. Îți place asta? Da, e frumos. Gata, băi, și-a luat și tricou de la Guess. Gata și plimbarea pe ziua de astăzi. Fraților, nu uitați să vă abonați la acest canal, să ne dați și nou un like, un coment. Și vă dorim sărbători fericite, sărbători pascale cu fericire și cu bucurii. Nu uitați să fiți mai buni. Iar până la următorul vlog, noi vă spunem la revedere, vă pupăm!